Da, mai sunt 2 săptămâni și un pic până se lansează noul iPhone cu numărul 14. Dacă este să dăm crezare zvonurilor care anunță ca extrem de probabilă data de 7 septembrie. Și ăsta ar fi primul lucru pe care l-am putea presupune, data lansării. Evaluarea finală a componentelor care vor alcătui noul telefon, adică ecran, camere, chipuri interne și intrarea acestora în producția de masă, au avut loc deja încă de lunile trecute, iunie și iulie, iar Apple se așteaptă la o cerere colosală pentru modelele din noua serie 14, din moment ce se zvonește că ar fi comandat vreo 90 de milioane de unități. Bă, nu știu cum se face, dar cumva ăștia de la Apple, în ciuda haterelii de care au adesea parte, în ciuda tuturor previziunilor doom and gloom și a prohodului pe care îl cântă neaveniți și specialiști deopotrivă acestui telefon și în ciuda unor starturi mai slabe uneori, cumva iPhone reușește să atingă invariabil cifre uriașe de vânzări. Ori face ei ceva bine, nu? În acest video vom încerca să punem cap la cap tot ceea ce știm până acum via furnizori de componente, analiști cu un track record bun în ceea ce privește exactitatea previziunilor și vom căuta să ne folosim de good old logic pentru a vedea ce este plauzibil și ce nu. Bun, hai să dăm drumul la treabă și să încep cu ceea ce nu va fi. Și nu va mai fi un iPhone mini. Da, este o mutare care plutea în aer deja de ceva vreme. Nu mai este, cred, un secret pentru nimeni că versiunile mini ale telefoanelor lor erau un flop în materie de vânzări. Cel mai prost vândut iPhone dintre toate. Dar de ce? Nu Apple spunea acum câțiva ani că oamenii vor din nou ecrane mici? Da, aș răspunde eu. Dar nu la iPhone. Hai să aprofundăm un pic speța asta. Acum 2 ani, când i-am cumpărat nevestimii telefonul, un iPhone 12 simplu luat la liber, am ezitat o bună bucată de vreme între modelul ăsta de 12, pe care l-am și luat până la urmă, și un mini. Și în ciuda insistențelor ei pentru mini, a rămas ca mine. I-am luat un 12 și acum îmi mulțumește. Da, știu, sună puțin credibil să mulțumească pentru ceva, dar ăsta este adevărul, oricât de puțin probabil ar suna el. De ce? Pentru că 5,4 inci, oricum ai da-o, oricum ai lua-o, e prea puțin. Și micimea lui nici măcar n-ar fi cea mai mare problemă, ci faptul că diferența de preț între un telefon de peste 6 inci, adică 12 în cauză, și mini, era la fel de mică. Ok, între timp diferența s-a mai mărit, dar la acel moment era ceva gen 200-300 de lei. Apple n-a zis niciodată că mini este cel mai ieftin iPhone nou, pentru asta există acea struțocămilă numită SE, ci a zis doar că este mai mic. Atât. Dar basically el rămânea un iPhone în toată puterea cuvântului, cu același procesor și capabilități ca frații mai mari și, cel mai important, cu un preț relativ apropiat. Și toate astea au contribuit la nepopularitatea sa pe principiul că, bă, dacă tot e să-mi iau un iPhone, hai măcar să fie mai mare. Iar dacă vrei și cu dânsa întrânsa și cu sufletul în rai, dimensiunea asta de 6,1 inci a lui iPhone 12 sau 13 este undeva la intersecția a două lumi. Telefonul este suficient de mic cât să-i facă viața grea lui mini, dar suficient de mare cât să-ți faci treaba cu el și fără să pară că umbli cu televizorul după tine. Așadar, după 2 ani de mini, nu va mai fi un al treilea. Dar ce va veni în locul lui? Păi unul mare. Apple a sucit-o la 180 de grade și în locul lui mini vom vedea un anume Max sau Plus, depinde cărui zvon legat de denumire îi dai crezare. Acest Max va fi de fapt un iPhone 14 mai mare, așa cum mini era un iPhone 12 sau 13 mai mic. Prin urmare, ca să rezumăm noul lineup, se pare că el va arăta cam așa. Un iPhone 14 simplu de 6,1 inch, ok, până aici la fel ca în ultimii 2 ani, un iPhone 14 Pro tot de 6,1 și aici la fel ca la precedentele iterații, un iPhone 14 Max sau Plus de 6,7 inch, adică fix un iPhone 14 simplu, dar cu ecran mai mare, și asta va fi și noua adiție în gamă și totodată înlocuitorul lui mini, pe principiul că dacă n-a mers la mic, poate merge la mare, și bineînțeles un iPhone 14 Pro Max de 6,7 inch, care, well, va fi, ca de obicei, Everestul noii serii. În primele 2 luni de la lansarea seriei iPhone 12, mini a reprezentat doar 6% din vânzări. Prin comparație, iPhone 12 simplu, cum este cel pentru care am optat eu pentru nevastă mea, 27%, în vreme ce 12 Pro și Pro Max au acumulat fiecare câte 20%. Deci 12 simplu a fost cel mai vândut iPhone din acea serie. Țineți asta un an în minte. Un an mai târziu, când s-a lansat gama 13, în același interval de timp, modelul mini mai reprezenta doar 3% din vânzări, adică jumătate din rezultatele și așa proaste din anul precedent. Deci era cât se poate de limpede că mini este o vulnerabilitate.
Dar de ce crede Apple că inversarea trendului, și anume un telefon mai mare în loc de unul mai mic, va fi un succes de vânzări? Păi hai să vedem. Deși mare, adică 6,7 inci, Max sau Plus, va fi mult mai ieftin decât Pro Max. Desigur, Pro Max, cum vă voi povesti imediat, va beneficia de niște îmbunătățiri atât la nivel de design cât și la nivel de camere și cel mai probabil și de procesor, dar chiar și așa, 14 Max sau Plus, sau cum dracu ori decide Apple să-i zică, va fi 1000 sau sub 1000 de euro, ceea ce nu se va putea spune despre Pro Max, care cel mai probabil va pleca de pe la 1200 în sus. Și în al doilea rând, bateria. Tocmai procesorul mai slab oleacă, ecranul mai puțin rapid, dar bateria la fel de mare ca la Pro Max, toate astea vor contribui probabil la cea mai bună autonomie de pe vreun iPhone ever. Și pentru multă lume, asta contează chiar mai mult decât performanțele. Deci, QED, iată de ce probabil Apple se gândește că acest nou Max va fi un hit. Un telefon cu toate avantajele unui 14 simplu, plus un ecran mai mare. Ok, acum că am lămurit-o cât de cât pe asta cu ce telefoane vor fi în noua gamă, hai să vedem cum vor arăta și ce caracteristici hardware vor avea. Pentru că în ambele situații, se pare că asta va fi o gamă nu tocmai unitară de iPhone. Știm că Apple a practicat o sfântă consecvență cu privire la aspectul și la specificațiile tehnice ale modelelor lansate într-un an în gama respectivă. Doar că anul ăsta această unitate va fi discontinued. Una dintre cele mai controversate decizii din scurta istoria smartphone-ului a fost introducerea în 2017 de către Apple a infamului notch, acel faimos breton, despre care mulți au zis atunci, și mai zic și acum, că sluțește ecranul telefonului. Apple și-a apărat decizia pe criterii de funcționalitate, invocând faptul că notch-ul ascundea cel mai avansat și mai sigur sistem de recunoaștere facială, ceea ce în timp s-a dovedit destul de corect. Atât de avansat, încât odată cu introducerea acestui sistem, Apple au eliminat inclusiv senzorul de amprentă din ecuație. Cu alte cuvinte, erau atât de siguri de eficiența, securitatea și funcționalitatea sistemului lor de recunoaștere facială, încât au considerat că nu mai trebuie dublat de niciun alt add-on, nici măcar de sfânta amprentă. Știm cu toții că Apple n-au grețuri în a tăia în carne vie, și când e și când nu e cazul. Și lista sistemelor pe care Apple a pus toporul de-a lungul timpului este lungă și de fiecare dată însoțită de huiduielile de rigoare. Unitatea optică, conexiunile și porturile de expansiune și tot așa. A, dar ce vă mai trebuie DVD player sau writer? La gunoi! Dar ce vă mai trebuie porturi USB și HDMI și card reader și toate astea? Ia aici un port 2 Thunderbolt și o pungă de adaptoare. Revenind la notch, aici vor apărea și primele deosebiri în interiorul noii serii. În vreme ce modelele Pro, adică Pro și Pro Max, vor elimina notch-ul după 5 ani lungi, modelele 14 și 14 Max îl vor păstra. Aoleu, dar de ce? Păi fiți atenți, zvonurile destul de credibile de până acum indică faptul că modelele Pro vor beneficia de un nou design, și anume o combinație de gaură rotundă, în care se va găsi camera frontală, și perforație ovală, pill-shaped hole punch, care va găzdui componentele sistemului de recunoaștere facială. Mai există și discuții cum că o parte a mecanismului de recunoaștere facială se va găsi sub display, așa încât aceste perforații să fie cât mai mici cu putință. Chiar dacă unii se declară încă de pe acum nemulțumiți de noul design, că vezi, dragă doamne, încă e mare și că sunt acum două perforații în ecran în loc de una, tot e mai bine, zic eu, decât notch-ul ăla hidos care sluțea toată partea de sus a ecranului. Dar asta se va întâmpla doar în cazul versiunilor de bogați, adică Pro și Pro Max, în vreme ce 14 și anticipatul 14 Max vor păstra vechiul layout cu notch de pe iPhone 12, 13 și de fapt de pe toate celelalte din 2017 încoace. Și dacă tot am pornit de la un element de design, și anume notch-ul, hai să discutăm și despre aspectul general, care va fi, well, același ca la actualele 12 și 13. Niște presupuse rendere licuite prin martie indică faptul că nu vor fi niciun fel de schimbări de design și construcție, la fel și mulajele apărute pe net prin aprilie, și eu zic că așa va fi. Apple oricum nu schimbă designul de la o iterație la alta, prin urmare este foarte logic să nu vedem vreo evoluție și cu atât mai puțin vreo revoluție în materie de formă și aspect. Există totuși ceva zvonuri legate de construcție. S-a vehiculat, de exemplu, că modelele Pro ar putea avea o carcasă din titan care să înlocuiască șasiul din oțel al modelelor 13 Pro și Pro Max și să diferențieze în felul ăsta și mai tare modelele cu Pro în coadă de aluminiul ce va sta la baza modelelor simple, adică 14 și 14 Max. Sincer, asta nu prea cred. De ce ar face Apple așa ceva? Ce anume este în neregulă cu oțelul?
Păi nimic. Atunci nu văd de ce Apple și-ar bate cuie în talpă cu un material scump și greu de procurat. Ce s-ar putea însă să se adeverească este că modelele 14 Pro și mai ales Pro Max ar putea avea cel mai mare și mai gros modul de camere de pe vreun iPhone ever. Dat fiind că este foarte probabil ca îmbunătățirile aduse camerelor de pe spate să fie majore anul ăsta, la fel de plauzibil ar fi și ca dimensiunea aragazului să crească atât în grosime cât și în suprafață. Ok, vor fi niște milimetri până la urmă, dar zvonurile spun că această creștere va fi totuși una sesizabilă. Aoleu, se poate ceva mai mare decât aragazul actual? A da, și cu siguranță nu se vor mai potrivi husele de la modelele anterioare. Și pentru că tot am menționat camerele, hai să vedem ce schimbări sunt așteptate în acest departament. Se pare că toate cele trei camere de pe spate, dar și camera frontală, vor fi supuse unui upgrade, mai ales în cazul versiunilor Pro și Pro Max. Despre astea din urmă, reputatul analist Ming-Chiu Ko, un tip ale cărui predicții s-au dovedit mai întotdeauna corecte, zice că cel puțin camera telefoto va primi dincolo de senzor și un upgrade al grupului optic de la 6 la 7 elemente. Camera principală va trece și ea în sfârșit la un senzor de 48 de megapixeli în loc de deja foarte bătrânul 12 și în felul ăsta va primi și capabilități de filmare 8K, un capitol la care Apple se afla oricum în urma celorlalți. Desigur, Apple întotdeauna o prefera să aștepte, să vadă cum merge treaba și să implementeze apoi ca lumea o funcție nouă sau alta. Dar come on, există deja telefoane de 2500-3000 de lei care fac asta. Deci e un pic de porc să n-ai așa ceva în 2022. În plus, se mai zvonește că va folosi și Apple pe senzorul ăsta de 48, tehnica aia de pixel binding pe care o folosește o întreagă industrie, de a grupa câte 4 pixel pentru a obține o poză mai luminoasă de 12 megapixeli sau de a putea folosi senzorul la întreaga rezoluție. Nimic nou pe acest front, poate doar pentru Apple. Și de asemenea, s-ar putea ca senzorul camerei principale să fie și fizic mai mare, ceea ce desigur nu e un lucru rău. Dacă sintagma mai mare este întotdeauna mai bun, nu este musai valabilă în orice, la senzori cu siguranță se aplică din plin. Dar alții spun că ar putea fi taman pe dos și că rezoluția mai mare a senzorului pe o suprafață similară cu cea a modelului precedent va duce la o dimensiune mai mică a pixelului, ergo la o calitate mai slabă a imaginii. Și ultima, dar nu cea din urmă, camera frontală va primi și ea un upgrade în privința capabilităților de autofocus și de expunere, F1.9 față de actualul F2.2, deci o cameră mai luminoasă. Și ca să terminăm cu partea asta de interacțiune cu telefonul, înainte să trecem la motorizare, hai să vedem ce se discută despre ecran. Păi, modelele Pro vor beneficia în continuare de ecrane strălucitoare și foarte rapide la 120 Hz ProMotion. Ce dracu înseamnă acest ProMotion? Păi este numele pompos dat de Apple ratei de refresh adaptive care există pe foarte multe telefoane Android, inclusiv pe alea de mijloc nu foarte scumpe. Dar știu, lumea va zice că sunt hater când spun că treaba asta există pe telefoane de 2500 de lei sau mai puțin. Este acea funcție prin care ecranul își ajustează rata de RAM prospătare în funcție de conținutul rulat, făcând ca în felul ăsta să scadă flickerul, iar animațiile și scrollul să meargă mai fluid. Ecranul modelelor Pro și Pro Max va putea urca deci până la 120 Hz și coborâ până la 24 în funcție de conținut. Are rost să vă mai zic că sunt telefoane astăzi al căror ecran coboară până la 1 Hz grație acestui refresh rate adaptiv? Să le spună cineva asta și ăstora de la Apple, eu nu mai zic nimic că după aia crede lumea că sunt hater. Dar din nou, se pare că în cele din urmă această capabilitate va fi rezervată exclusiv modelelor Pro de bogați. Au existat zvonuri cum că tehnologia asta olimpiană, o zic ironic, din moment ce există telefoane Android de 2000 de lei care fac deja asta, va fi disponibilă și pe modelele simple, adică 14 și 14 Max, dedicate muritorilor de rând. Doar că aceste zvonuri au fost infirmate de diversi alți analiști care spun că asta nu se va întâmpla din motive de disponibilitate scăzută a ecranelor în general. Și tind să-i cred. Oricum, se aude că Apple nu va mai apela doar la Samsung pentru display-urile LTPO OLED pe care le-a folosit pe modelele Pro din seria 13, ci va extinde portofoliul de furnizori cu nume precum LG sau BOE. Și tot apropo de ecran, Mark Gurman de la Bloomberg, un alt analist cu credențiale foarte bune, spune că grație noului iOS 16, vorbim imediat și despre asta, dinpreună cu funcția de widget-uri pe lock screen, vom primi și Always On Display în sfârșit. Wow, ce noutate! În felul ăsta vom putea consulta vremea, remindere sau calendarul fără a mai trezi tot ecranul. Și înainte să trecem la interior, hai să mai menționăm o chestie care pe mine mă interesează foarte puțin spre deloc, dar care, credeți-mă, pentru extrem de mulți cumpărători de iPhone este mai importantă decât procesorul.
Ghiciți care? Dă culorile. Despre 14 și 14 max se aude că vor veni în 5 culori cunoscute pe lume, alb, negru, albastru, roșu și violet, adică acel purple pastelat după care lumea se dă în vânt, în vreme ce 14 Pro și Pro Max vor fi haurii, nu se putea altfel, argintii, grafit și purple. Ceea ce ar face din râvnita asta culoare purple un numitor comun al tuturor modelelor din gama 14. Bun, și acum let's dive deeper. Mergem la interior și la încă o caracteristică ce ar putea face din seria 14 una atipică. Procesorul. Dacă de-a lungul a 15 ani noile serii au fost în general unitare, adică au avut mai mereu același procesor pe toate modelele, s-ar putea ca anul ăsta să fie o excepție și poate și anii ce vor veni. Doar modelele de bogați ar putea primi noul A16 Bionic, în vreme ce 14 și 14 Max ar putea rămâne la A15-le de anul trecut. Dar de ce? Păi din mai multe motive. Odată că piața nu și-a revenit complet după criza prin care a trecut domeniul ăsta al producției de chipuri, așa că va fi greu să găsești procesoare la discreție pentru niște zeci de milioane de unități cât consideră Apple că va vinde. Dar ăsta nu este singurul argument. Se pare că însuși A16, adică modelul de procesor dedicat versiunilor Pro, nu va fi o prea mare sfârâială față de actualul A15. Și asta pentru că actualul proces de fabricație pe 4 nano de la TSMC, providerul respectivelor procesoare, n-ar fi un mare improvement față de precedentul N5P de anul trecut. Deci este foarte posibil ca Apple să rămână pe N5P inclusiv pentru noul A16 până anul viitor, când N3 și N4P vor deveni disponibile pentru producția de masă. Deci există voci, printre ele inclusiv cea a lui Ming-Chu Ko, care spun că denumirea A16 este mai degrabă un artificiu de marketing decât un salt tehnologic. Deci două procesoare pentru noua serie de telefoane, A15 pentru 14 și 14 Max și A16, care ar fi de fapt tot un A15 mai pomenit, pentru 14 Pro și Pro Max. Nu cred însă că treaba asta este de vreo relevanță deosebită. Procesoarele Apple sunt oricum în vârful lanțului trofic, așa că nu mi-aș face prea mari griji cu privire la performanțele livrate. Dar îmbunătățirea s-ar putea să aibă loc în altă parte, la răcire. S-ar putea ca Apple să adopte și ei în cele din urmă, gen mai bine mai târziu decât niciodată, un vapor chamber, o soluție termică menită să țină dispozitivul mai rece în perioade lungi de stres. Dar zvonul ăsta nu este considerat tocmai o certitudine. Se știe că Apple sunt conservatori și deși știm că testează intens o soluție de felul ăsta, nu există vreo garanție că vor fi și mulțumiți de rezultat sau că vor și implementa un astfel de design. Și mai există zvonuri și discuții cu privire la o altă mică, dar posibilă îmbunătățire în ceea ce privește procesorul însuși. Și cred eu că informația este plauzibilă. Pe modelele Pro din seria 13, Apple au folosit un procesor A15 cu 5 nuclee video, în vreme ce pe modelele non-Pro aveau 4. Și mai era o deosebire la RAM, 6 GB pentru modelele Pro și 4 pentru cele non-Pro, ceea ce pe ansamblu ducea la o performanță grafică mai bună pe Pro-uri. Din moment ce iPhone 14 și 14 Max se așteaptă să aibă același procesor ca pe Pro-urile de anul trecut și aceeași cantitate de memorie RAM, asta ar face ca modelele non-Pro de anul ăsta să fie mai rapide decât omologele lor din seria 13. Cât despre cantitatea de memorie RAM, estimările sont mai conservatoare. Același Ming-Chu Ko spune că vom avea aceeași 6 GB RAM pe iPhone 13 Pro și Pro Max, chiar dacă au existat zvonuri dinspre un lanț chinezesc de aprovizionare, cum că această cantitate ar putea crește la 8 pentru a fi la paritate cu S22. Când le-a păsat ăstora de la Apple de ce fac alții? Mai niciodată. Se mai aude că modemul 5G va fi noul X65 de la Qualcomm, o premieră pe felia sa, primul chip 5G la 10 gigabiți din lume. Poate cumva Apple vor să compenseze faptul că ei au venit mai târziu la petrecerea asta 5G și acum vor să se poziționeze în capul mesei. Alte voci spun însă că asta ar putea fi doar o soluție provizorie. Apple lucrează intens la dezvoltarea in-house a propriilor modemuri, la fel cum procedează și în cazul procesoarelor din seria A. Mai ales că știm că în 2019 au cumpărat divizia de modemuri de la Intel. Așa că un iPhone cu modem Apple fabricat tot la TSMC am putea vedea chiar din 2023. Tot pe partea asta de conectivitate mai există zvonuri destul de insistente, cum că noile modele ar putea fi Wi-Fi 6E, ceea ce este o veste șmecheră. Pe lângă faptul că Wi-Fi 6E este the latest and the greatest, cel mai avansat standard în materie de conectivitate fără fir, aduce niște beneficii practice.
Pe lângă tradiționalele benzi de 2,4 și 5 GHz, se adaugă și banda de 6, mai largă și mai puțin expusă la interferențe. Cât despre stocare, este posibil ca anul ăsta modelele Pro să pornească de la minim 256 de giga și să meargă all the way up până la 2 tera. Dar asta din urmă este o chestie pe care eu nu prea cred. Știu că anul trecut pe 13 Apple a urcat până la 1 tera, dar 2 mi se pare prea puțin plauzibil. La fel de puțin probabilă, deși teoretic posibilă, mi se pare și trecerea exclusivă la eSIM, cum s-a tot comentat pe net. 14 ar fi, teoretic, prima serie de iPhone fără slot fizic pentru SIM. Și eu nu cred asta, pentru că deși în anumite țări operatorii se pregătesc pentru un astfel de pas, în multe altele nu tocmai. Iar Apple vinde în toată lumea, deci cred că e mai plauzibil să avem un mix regionalizat, gen în anumite zone Apple va oferi telefonul cu tradiționalul slot nano SIM, în altele vei putea opta pentru o variantă SIM-less, jocul de cuvinte e deliberat. Și înainte să trecem la nota de plată, și ea interesantă, hai să discutăm un pic despre noul și trâmbițatul iOS 16. Bine, el nu mai este tocmai o noutate, a fost anunțat, arătat și explicat la WWDC, conferința lor anuală pentru dezvoltatori de acum 2 luni. Deci nu voi insista prea mult asupra lui, dar voi menționa acele funcții care mi se par relevante. Un nou lock screen care suportă imagini și widget-uri, posibilitatea de a edita / șterge mesajele trimise, posibilitatea de a folosi Apple Pay de la iPhone la iPhone, îmbunătățiri masive pe partea de librărie foto pe cloud care îți va permite să-ți share-uiești capodoperele cu familia, personalizarea avansată a memoji-urilor, un Apple Maps mai avansat și later this year, acel CarPlay despre care am vorbit și eu pe larg un video întreg pe AutoVantage, găsiți clipul acolo, dar vă las link și în descriere. CarPlay, pe care deja unele voci din industria auto îl consideră o amenințare și un cal troian menit să aducă întregul sector la discreția lui Apple. Homâne bunilor, la ce vă gândeați că urmează să zic? Dar dacă v-ați gândit la ce v-ați gândit, înseamnă că ați ghicit ce voiam să zic de fapt. Și înainte de a trece la prețuri, încă ceva. Portul de încărcare. Deci, va fi sau nu va fi USB-C? Eu zic că nu, în ciuda tuturor evoluțiilor recente de mai multe feluri. Una dintre aceste evoluții este faptul că Apple înșiși au trecut pe USB-C pe iPad. Și ce dacă? Când i-a oprit asta din a mulge până la ultima centimă în floritoarea piață de accesorii Lightning? Niciodată. Dar o altă evoluție mult mai importantă este că Uniunea Europeană, adică una dintre cele mai importante și mai bănoase piețe pentru compania americană, tocmai a introdus o lege care spune că toate smartphone-urile ar trebui să aibă același port de încărcare pentru a micșora risipa și cantitatea enormă de deșeuri electronice și pentru a compatibiliza soluțiile de încărcare. Apple au luptat cu dinții și cu ghearele împotriva acestei măsuri legislative, dar se pare că au pierdut. Iar Margrethe Vestager, vicepreședinta Comisiei Europene, zice că regula asta se va aplica tuturor companiilor și tuturor dispozitivelor. Tablete, camere, telefoane, console portabile, boxe portabile, căști și în principiu tuturor dispozitivelor electronice portabile. Ceea ce zic eu că nu e deloc un lucru rău. Deși a fost întâmpinată cu mare opoziție, eu zic că prevederea este de bun simț. UE le-a dat tuturor 2 ani să se conformeze, adică până în toamna lui 2024. Uniunea Europeană pretinde pe cifre că asta va economisi din buzunarul consumatorilor cam un sfert de miliard de euro. Dar eu cred că Apple vor trage mâța de coadă până în ultimul moment. Așa că slabe șanse ca iPhone 14 să aibă USB-C în loc de Lightning și cred eu că, optimist vorbind, poate anul viitor am putea primi așa ceva. Deși un termen mai realist, zic eu, ar fi toamna lui 2024, când legea va intra full în vigoare. Adică odată cu iPhone 16 sau cum se va numi el atunci. Mai vedem. Și acum hai cu întristarea, cum zic lăutarii. Și e loc de întristare, pentru că tot mai multe voci avizate zic că noua serie ar putea fi cu în jur de 15% mai scumpă decât precedenta. Se aude că modelul 14 Pro ar putea porni de la $1100/euro, că toți sunt acum pe aproape, iar 14 Pro Max de pe la 1200, în vreme ce prețurile de lansare ale modelelor mai entry, dacă se poate spune asta despre un iPhone, ar putea rămâne neschimbate. Alții, pe de altă parte, zic că vor fi niște creșteri și aici. O medie a leak-urilor de pe net ar arăta cam așa. iPhone 14 de la $900/euro, 14 Max de la 1000 în cap, 14 Pro de la 1100 și 14 Pro Max de la 1200. Dar înainte de a pune ultima întrebare din acest video, cea pe care probabil o așteptați cu toții, și anume dacă are sens să faci un upgrade și să-ți cumpere așa ceva, dați-mi voie să încerc și eu un pronostic.
Eu cred că cel mai vândut iPhone 14 va fi ăla care îl înlocuiește pe cel mai puțin vândut din anii trecuți, și anume Max-ul sau Plus-ul, care înlocuiește anul ăsta modelul Mini. Este drept că probabil Pro și Pro Max vor ține prima pagină în materie de putere și specificații, gen procesor nou, ecrane rapide, dar cred eu că proverbialul cal de bătaie în materie de volume și de vânzări va fi Max-ul. Chiar dacă el va continua să aibă hidosul notch, lumea s-a obișnuit cu el. Chiar dacă va avea un ecran mai lent, lumea nu se va agăța de chestia asta. Chiar dacă nu va avea un telefoto, precum modelele Pro, nu-i va păsa nimănui. Și chiar dacă va avea un procesor de anul trecut, eu cred că nimeni nu va simți diferența. Pentru că va avea alte caracteristici care ar putea face din el un best buy. Un preț mai mic decât al versiunilor Pro, un ecran mare cât al Pro Max-ului și o baterie care, tocmai grație specificațiilor mai modeste ale telefonului, va oferi probabil cea mai mare autonomie de pe vreun iPhone. I rest my case. Ok, și acum acea altă întrebare decisivă. Va merita sau nu să faci un upgrade? Iar răspunsul ar putea sta tocmai în caracterul neunitar al noii game. Să o luăm pe rând cu micile mâncărimi. Notch-ul. Well, dacă vrei să scapi de el, cred că ați înțeles deja că asta ar presupune un model Pro, adică mai scump. Procesorul, same thing, scuze, am vrut să spun altceva. Din nou, the new kid on the block, chiar dacă nici ăsta, prea departe de performanțele precedentului, este disponibil doar pe variantele Pro, adică mai scumpe. Camera, upgrade-ul la 48 de megapixel și telefotoul mai avansat vor fi disponibile, well, tot pe modelele Pro, mai scumpe. Nu știu încă dacă asta cu camera de 48 va fi valabilă pentru toate. Cât despre aspect, știm deja că va fi același. Bun, și atunci întrebarea firească este asta. Ce motive ai mai avea pentru un upgrade de la un 12 sau un 13 simplu la un 14? Sincer, niciunul. Dar stai, ai zis mai devreme că 14 Max va fi un best buy și că îl vor cumpăra foarte mulți. Da, nu este nicio contradicție. Îl vor cumpăra acei first time buyers și cei care fac upgrade de la un iPhone 11, 10 sau mai vechi. Dar dacă ai un 12 sau un 13, ai tot atâtea motive să stai în banca ta. Cum rămâne cu modelele Pro? Da, aici e loc. De exemplu, 12 Pro Max-ul meu face 2 ani și mă gândesc să fac saltul la unul dintre Pro-urile din seria 14. Dar există un dar. Realist vorbind, 12 Pro și Pro Max, 13 Pro și Pro Max nu-ți dau niciun motiv pragmatic pentru un upgrade. Singurul impuls către acest the latest and the greatest ar fi unul pur emoțional, pentru că dungi. După 2 ani vrei unul nou și strălucitor. Atât. În rest, nu există nici pentru Pro-uri vreun motiv întemeiat de a face pasul către 14. Dar știi cum e. Operatorii vin cu oferte, ai găsit un băiat care îți dă un preț bun pe precedentul și tot așa. Și atunci zici, dacă se poate, de ce nu? Altfel, n-aș zice că se merită, cum ar zice boss de pe OLX. Și mai există un aspect foarte important, că nu s-au lansat oficial și că de fapt nu le-a văzut nimeni. Sigur, toate cele povestite până aici au un grad ridicat de probabilitate, dar știți cum e, nici măcar 99% probabilitate nu se poate numi certitudine. Deci rămâne o marjă de surpriză și o posibilitate cât de mică ca Apple să ne contrazică. Asta cu îmbunătățirile și cu sensul unui upgrade rămâne, zic eu, o întrebare deschisă la care vom primi un răspuns definitiv abia luna viitoare, cred. Asta dacă nu se hotărăște Apple între timp să lanseze iPhone 14 mâine sau în octombrie. Dar asta nu ne împiedică să speculăm, așa că hai cu algoritmul și ziceți voi în comentarii. Cum vă așteptați să fie iPhone 14? Cât de plauzibile credeți că sunt cele povestite aici? Credeți că vom avea sau nu două linii separate de modele cu design și procesoare diferite? Credeți că va merita un upgrade la iPhone 14 și de la ce modele în jos credeți voi că s-ar justifica el? Bun, aștept cu dor în pept să vă citesc opiniile și să-mi formez și eu o părere despre cum vede lumea speța asta a noului iPhone 14 din toamna asta. Și dacă mai vreți conținut proaspăt, vezi neamule clipul, fiare-lo, avem un superb video pe Playground despre noul și mult așteptatul Saints Row care se lansează chiar azi. Vă las link și în descriere, vedeți-l. Este foarte interesant să aflăm cum producătorul jocului a manevrat chestia asta extrem de delicată a resurecției unei serii legendare. Le-a ieșit? Nu le-a ieșit? Vă spunem pe Playground. Dar înainte de a migra dincolo, abonați-vă aici pe zonă și, evident, baftă vouă!